Salut, salut, videoul 10. Cine sunt eu? Ce este acest univers? Și ce este existența de fapt? În videourile trecute am vorbit că noi suntem universul. Am vorbit că universul este noi. Dar acum hai să ne uităm de fapt. Dacă noi suntem universul, universul este noi, cam de fapt ce este universul? Universul este de fapt în principiu două, trei lucruri. Obiecte, mișcare, adică obiectele se mișcă, se schimbă, există schimbări ale obiectelor, atât ale structurilor cât și a pozițiilor în spațiu și există spațiu. Deci, obiect care e materie sau altceva, dar în principiu materie, mișcare sau forță care declanșează mișcarea și spațiu în care acestea există. Și acum, deci, Universul este acest spațiu în care aceste obiecte, fie el o carte, un pix, un corp uman, o plantă, un nor care este un gaz, bucăți mici de praf sau apă condensată, abur, copacul, pământul, toate acestea sunt materie. Iar aceste obiecte, bucăți de materie, se schimbă. De exemplu, acest corp îmbătrânește. El se schimbă. Crește atât în dimensiune, cât și în diferite stări ale sale. La fel un copac, dintr-o sămânță, el ajunge dita mai copacul. Și există diferite mișcări în această lume, în acest univers. Deci există obiectele și mișcările. Acum, acestea două sunt și există în spațiu, care este de fapt universul. Universul este de fapt spațiul în care toate aceste obiecte și mișcări există, printre care și corpul nostru și conștiința noastră, gândurile noastre. Toate acestea se formează în acest spațiu. Iar următoarea întrebare în evoluția și călătoria noastră ar fi să ne dăm seama ce este spațiul. Ce este spațiul? Cum de materia există? Și ce este materia și cum de forța și mișcarea există și ce este de fapt forța. De fapt, aici sunt mai multe întrebări. Ce este forța? Cum de există ea? Ce este materia? Cum de există ea? Și ce este spațiul și cum de există el? Ce este dincolo de spațiu? Nu am un răspuns la aceste întrebări, dar aceasta este următoarea discuție sau următorul video la care o să sau următoarea întrebare la care o să încercăm să facem un video în care să oferim un răspuns. În acest video, decât am vrut să stabilesc ce urmează mai departe. Cam asta a fost. Mersi, ciao, ciao.